Bă, ăștia din Giurgiu. Cum e, mă, la 60 de grade, mă, e fain? Îi faceți saună pe afară, ce faceți, mă? Da, salutare toată lumea și bine v-am găsit la un episod de Sam, fraților, pe Bizon. Bă, să mor eu, m-am uitat și eu așa. Pe la 9, așa, cred că au dat pe la știeni. Temperaturi înregistrate sau ceva de genul, știi? Mâncați, aș gura ta la Giurgiu, cică 58 de grade, coaie, mâncați, aș gura ta. Păi la 58 de grade mori, drecu, ești nebun. Eh, nu mori, dar... Nu, 58 de grade, credeți-mă, nu are cum. Dă-ți-vă, bă, în pula mea, cu ei. Nu să fie, mă, 58 de grade, mâncați, nici procesorul meu nu ajunge în 58 de grade, full load, drecu. Și ăștia zic că la Giurgiu e 58 de grade, ești nebun. Și la București 50. Păi, ești nebun la cap. Bine, la mine în Timișoara am văzut vreo 32 sau ceva de genul, 30-32, dar n-ai, mă. Că e, cum să fie, mă, ziceți, mă, ăștia din Giurgiu prin comentarii, au fost 50 de grade, mă, la voi. Mâncava-și pula voastră că... Ieșeați prin stradă, vă scoteați piscina, drec, în stradă, ești nebun, dar ce piscina în stradă, mă, că fierbea apa, ești nebun, drec. Băi, cu aia, 58 de grade. Pe eu niciodată n-am ieșit din casă când erau mai mult de 35. Și la 35 mi s-a părut caniculă. Na, mă rog. 58 de grade nu prea cred că au fost eu 58 de grade. Băi, ți-o va pentru audiență, mă. Păi acum, nu știu, posibil să fi fost, dar nu prea cred, pentru că de anul trecut, când au fost... 40 de grade maxim până anul ăsta 58, ce, avansăm 18 grade pe an, așa, imediat. Anul viitor cât o să fie? O să fie 70 de grade, mă, la Giurgiu, ești nebun? Dă-te, mă, de aici, frate. Da, spuneți-mi în comentarii, eu nu prea cred că au fost 58 de grade, dar spuneți-mi, frate, dacă au fost, așa, din Giurgiu. Da. Hai să... Cică, care e IP-ul de la RPG 3.bizon? Coaie. Ok, păi în acest episod o să mergem să muncim la curier. Pentru că ăsta e noul meu job principal. Trebuie să mă iau o alună, am alune de alea cu... Gen, nu știu cum să zic așa, în crustă de aia colorată, știi? Sunt foarte bune. N-aveți voi așa ceva, bă. Muriți de foame pe acolo, pe la voi, pe la sară. Ok. Bă, pe unde e, mă? De așa, slash job. Curier. A, era în spate, what the fuck? Man, cuf. Da. Asta e faza, nu cred eu, mă, că au fost. N-ai, mă, cum ești nebun la cap? 58 de grade, mâncați așa. Hai să dăm un slash, că stai tot motorul meu. Ba nu, nu e motorul meu. Nu, 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 am crezut că e motorul meu, lol. Care e cea mai aproape? Asta. Hai să mergem. Da. Mi-am activat auto replay, nu auto replay-ul, doamne. Mi-am activat la shadow play instant replay-ul. Că s-a băgat un tip în mine intenționat. Deci eu mergeam pe sensul meu, el a luat-o așa, pur și la dreapta spre mine. Și pot să-i fac post pentru deranj job. Și acum am să fac, chiar mă apuc de posturi pentru deranj job. Pentru că eu stau liniștit, îmi fac job-ul și el vine să bagă mine intenționat. Păi mai dă-te-mi pizda, mă, tiu. Și dau pe F10 și îmi salvează ultimele 5 minute, știi, jucate. Și asta e super șmecher pentru că am dovadă atunci. 24, din 24 am dovadă. Dacă mi se întâmplă ceva, știi? Și na. De ce nu? De ce să nu țin? Ați un pic că... Așa, gata. De ce să nu țin, știi? Să am dovadă. Și așa, și-o lăsa mașina în mijlocul drumului, mâncați, aș gura, da? Ok, păi în episodul ăsta o să muncim mai mult la ăsta, la curier, pentru că vreau să am bani. Mi-am cumpărat și cu gold niște bani aici, din câte se poate observa, am 246.000 și în mână 4.000. Îmi țin doar 4.000 în mână, că scot de buzunare pe server și cum mai stau afecat din când în când, nu vreau să rămân fără bani. Adică și 600 sau cât fură hoțul ăla de buzunare, tot e mult. Adică nu că tot e mult, dar pe... Bagger 600 e un nimic, ai pur și simplu bani de buzunar. Ce bani de buzunar? Pe bagger 600 e ca un dolar pe bizon, drec. E, nu chiar, ca 10 dolari pe bizon, știi? Gen așa, bani care nu prea ai ce să faci cu ei, știi? Da, pe bizon 600 îți cam 30.000 pe bagger, știi? Și asta e super. Ok, 600. Și de ce să-i pierzi? De ce să te fure, știi? Bine, și 30.000 pe bagher nu e așa de mult. Adică e doar o tură la un job. Și o să vedeți că și eu acum câștig vreo 570 de pe tura asta. Gen de la job, știi? Deci cam 30.000, 40.000 pe bagher. Deci, e, na, puii mei.
Economia e mult mai șmecheră până la urmă pe Bizon și multe chestii sunt mult mai șmechere pe Bizon, chiar dacă serverele mie mi se par la fel. La fel, gen, din punct de vedere RPG amândouă, facțiuni aceleași, aproape aceleași facțiuni amândouă. Deci practic tot RPG, dar mă enervează că mulți plus de 9 ani, frate, toți zic, bă, ce mă, că Bizon e mai șmecher, mă, că Bug e mai șmecher, mă, nu știu ce, nu, frate. Fiecare joacă unde vrea. Pentru că sunt 15 servere, cel puțin în România, care au peste 500 de player zilnic, frate. Acum, na, stai că n-am luat-o bine. Adică e OG Times-ul, dacă are două servere. Bugger și Bizon, care au 4 servere fiecare, deci 10 servere. T4PU, 11. Mai sunt, frate, mai sunt oricum servere de RPG care sunt foarte populare. Și na. Poți să joci pe fiecare, ai de unde să alegi, stai așa să mai iau o de aia în crustă. Așa. Nu știu pe aici. Ia uite mă, am ajuns și eu la destinație. 8,4. Vezi, 577 am luat pe tură. Super tare. Da, și v-am lăsat referanul în descriere și la episodul trecut, probabil, probabil, nu știu dacă o să țin minte și la episodul ăsta, o să vi-l las. Și, na. Hai să văd, ah, ok. Da, am văzut că sunteți destul de bucuroși, adică am și primit mesaje pe Facebook, bă, bine ai revenit pe SAM, nu știu ce, bă, băi, băi, n-am reapucat că deja nu prea mai aveam ce să joc, adică aveam CS și alea, dar am zis, frate, SAM, pe SAMP am crescut, SAMP o să continui până moare canalul, aproape până moare, că nu știu dacă o să continui SAMP-ul, adică SAMP o să moară la, într-un sfârșit, știi, nu te băga în mine că îți fac post imediat, știi cum îți fac post? Știi cum îți fac post dacă te bagi în mine? Imediat îți fac post. Știi, eu nu sunt post hunter, acum probabil unii să-mi zică post hunter. Nu sunt, frate, post hunter. Post hunter înseamnă să îl vânezi pe unul, să-i faci post. Nu, eu fac post că mă deranjează la job. Și că pierd o tură, pierd 5 minute din viață, că s-a băgat el ca prostul în mine. Să ajung înapoi, gen la job, știi? De-aia fac post, nu? Îi fac post, mă, că m-a deranjat, știi? Nu că, adică nu cred că pe un post hunter îl deranjează că unul i-a zis muie la altul pe frecvență, știi? Ai, cu aia nu mă... Pe mine nu m-a deranjat cu nimic chestia aia, de exemplu, știi? Acum, dacă pe el verifică măsa și vede că a jurat pe Sam și îl bate de secacă pe el, aia e partea a doua, știi? Dacă mă întrebați ce fac, o să iau pe aici, pe asta. O să iau pe aici. Na. Acum, dacă pe tine te bate măta, te decași pe tine când vede un jurător într-un joc și îi faci post ca să știi că te simți tu mai bine, ce să faci, da? Așa, nu prea, dacă nu mă deranjează cu nimic ca pe mine, nu-i fac post. N-am făcut niciodată un post că unul l-a jurat pe altul. Sau să-i fac post la unul fără motiv. Odată știu că mi-a dat șomație unul la rob, știi? Și nu i-am făcut post, frate. Mi-a făcut post unul care mi-a dat rob. De nu i-am făcut post, nici m-am gândit să-i fac post. Așa, nu știu, așa, 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 da, frate. Hai stăm un pic aici. Păi, cine am aflat? Ne-am ajuns chiar așa de devreme? Gata, mă. Din parc, lăsăm. Bă, scuzați-mă că mănânc, dar mi-e foame. N-am cât să vă. Și trebuie să filmez Swamp, că dacă nu filmez Swamp, mă jurați. Cât să fă X2, bă? Hai să văd eu pe aici. Iar o să ajung prea de repede, că e destul de scurt drumul. Dar na, cât să fă. Hai, gata, nu mai mănâncă, mănânc după episod, că după aia mă jurați în comentarii ce-ți băi, cât fă. Mănânci în episod bulangiului. Nevermind. Advine și rezervă dreptul de a vă controla calculatorul pentru coduri sau moduri interzise. Oh, controlează calculatorul, băieți. Bă, dacă aș fi admin, n-aș face TV, doar dacă ar fi obligatoriu. Da, nu o să fiu admin niciodată, că nu vreau. Nu vreau să fiu lider, admin, nimic, nu vreau să fiu, frate. Așa, dacă mai intru pe un server fantomă și îmi dă ăla admin, n-am nimic împotrivă, dar să fiu admin pe un server mare, să mă ocup cu atâtea chestii, nu. Nu mă sunt.
Și acum dacă m-ar trage și mi-ar zice, probabil aș accepta dacă mi l-a dat pe gratis și n-am muncit deloc. Dar dacă ar fi să muncesc să joc 10 ore pe zi, n-aș juca atâta doar pentru admin, serios. Dacă ar fi acum să mă tragă și să zică, băi, îți oferim admin, tempul la mea, a helper, pardon. Da, aș accepta, de ce nu? Dar așa să-mi dea... Să trebuiască să joc nu știu cât și oricum și ca admin trebuie, adică dacă aș ști că nu mă... rip. Dacă aș ști că n-am muncit deloc pentru admin, m-ar durea în curgen. Și dar așa să știu că am muncit și după aia să-l pierd. Adică unii... Ești ceva de genul... Mamă, admin, ești nebun? Mamă, mă dau TP la player și mă lau la prieteni. Dar nu, n-asta costă adminul, frate. Plus că dacă ești un copil de 10 ani acum pe video meu și te gândești că o să ai admin vreodată pe un server mare și... o să te lauzi la prieteni și dai TP, poți să scoți gândul, frate. Adică am nu știu câți prieteni care s-au luat, dar frate, eu iau admin pe baghet, că am 100 de ore într-o zi. Știi, nu contează doar asta, frate, pentru că poți să fii, poți să ai cea mai mare activitate de pe server și să fii un prost de ăla de dau gropile în tine, că e degeaba. Sau cum era expresia, dai în gropi, nu dau gropile în tine, what the fuck. Așa. Și eu nu aș fi în stare să țin o funcție de admin, pentru că știți cum eu mă las de sau mă reapuc, mă las, mă reapuc. Probabil acum nu o să mai mă las, dar nu se știe niciodată, știi? Și na, nu vreau să... nu vreau să muncesc pentru o funcție după aia să o pierd, știi? Însă e Infernus, by the way, ce zic, vă plac modurile băieții? Facem cursul cu ăsta. Ah, fuck. Să-mi trag. Uite-și pe ăsta, mâncați așa cu imperialul ăla lui. Vezi că ați dau flood. Am roturi bune, rău. Coai. Te că facem un fel de caterincă. Am roturi bune, rău. Spor. Coal. Și dau flood. Am rut bun pic și budgetul. Le dau cu Mircu. Nu le dau la ăia de la budget. Le pic sârv de caca. Coai. Cu tot cu Tibi și Shadow ăla. Coai. Da, ue, sunt cel mai bun la română. Am mii de-a 10. Coai. Văd. T, 1, slash, gal, 1, 1, 2. Coai. Că ești prost de bubui.
Încă vin, mă duc după ei și băze. E vreun admin? Admin, caran ăla. Și ăsta, helpers. Ia. Nu e helper nici admin. Zeu, câfă. S-a pus pe a... S-a pus AFK-ul în doi. Bă, stai așa. Slash fa... Aaa, n-am detectivul, fuck. Trebuie să-l bat. Pumă, gamea, aș pula, nu mă da. Să băi, trebuie să-mi dă wanted, da? Uite-l, uite-l! Așa, las. A, stai că oricum poate să-mi dea calul, wait. Why is this? De fapt nu-i zic așa, că poate să-mi facă post. Dacă dăm un piș pe masă. Te-n gură, tot zici să dau... Hai să plecăm, bă. Băieți, na, că am așa un chef de Caterinca pe aici cu ei. Am zis eu... Am zis eu, dă calul 1 la 2. Bă, la o oră să mor eu, ca să văd dacă îmi dă sau nu. Da, nu l-am mor. Băieții, bă, eu zic că nu mai am ce să facem. Oricum, o să încerc să fac ore multe gen off-gamer, să mă plim, nu știu, să fac joburi, să chestii. Și să... Intru într-o facțiune și atunci nu o să mai fie chiar așa de plictisitor. Acum am durat și eu câteva episoade că mai discutăm și mai alea și după merem în facțiune. Bă, Barosani, probabil o să intru pe ceva server de ăla, deci 60 de playeri, ceva facțiune, vorbesc eu cu un owner ceva. Mă bag în facțiune. Să nu vă plictisiți și până fac eu ore. BAM! Și l-am luat pe fraier. Na, mă rog, sper că v-a plăcut episodul. Azi, noi, să apăsați butonul de subscribe și ne vedem data viitoare. Salut! Și de like!